Și au fost clipe tensionate la New York chiar în timpul ceremoniei de aprindere a faimosului brad de Crăciun din fața centrului Rockefeller. După ce a început ca un moment tipic sărbătorilor de iarnă, sute de protestatari palestinieni au început să ceară stingerea beculețelor, iar ulterior au atacat forțele de ordine. Ba chiar protestatarii au pus inclusiv o svastică nazistă pe care au asociat-o cu Israelul. Cu lumini, bucurie și colinde, așa a început ceremonia de aprindere a bradului de Crăciun din fața centrului Rockefeller. La scurt timp după aceea, în jur de 500 de protestatari pro-palestinieni au început să ceară închiderea luminilor. Ulterior au început să scandeze și să afișeze mesaje antisemite, precum svastica. În cele din urmă, protestatarii pro-palestinieni au încercat să spargă baricadele amplasate de poliție, ceea ce a atras răspunsul în forță al ofițerilor.